În Moldova trebuie să mor de luni până vineri, sunt cuvintele omului care a stat cu trupul mamei pe balcon două zile. Nu s-a constatat o moarte violentă și noi nu putem să vă eliberăm niciun act. S-a schimbat legea de o săptămână, două sau nu știu ce, și deci nu ne-a dat niciun act de constatare, nici un proces verbal. Acesta a fost răspunsul pe care omul l-a primit de la autorități. Totul s-a întâmplat în Durlești, un oraș din municipiul Chișinău. Bărbatul a povestit că mama sa s-a stins din viață noaptea de sâmbătă spre duminică. Două zile s-a plimbat între instituții pentru a obține documentul care îi era necesar pentru a o înmormânta creștinește. Poliția l-a trimis la medicul de familie și de aici înapoi. În tot acest timp, singura variantă pe care a găsit-o a fost să țină trupul mamei pe balcon. Ați fost acasă la medicul de familie? Da, și nu mă deranjează. După ce omul a cerut ajutorul jurnaliștilor de peste Prut, iar cazul a creat revoltă și în mediul online, situația s-a rezolvat rapid. După trei zile, familia a primit documentele necesare în mormântări, iar femeia a fost condusă pe ultimul drum.